La 30 de kilometri de Iași, în comuna Mironeasa, întâlnim mănăstirea ortodoxă Hadâmbu, zidită în anul 1659. Biserica nouă din cadrul complexului, sfințită în 2008 cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, a fost construită în stilul tradițional ștefanian. Mănăstirea a fost ridicată de către boierul grec Iani Hadâmbul, pe locul unui schit mai vechi, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Mănăstirea Hadâmbu este un complex fortificat, reprezentativ pentru arhitectura moldovenească din secolul al XVII-lea. Biserica veche, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, adăpostește icoana Maicii Domnului cu pruncul, considerată ca fiind făcătoare de minuni. Lângă mănăstire se află un iaz cu salcii și o mică fermă, un loc idilic, unde se pot face fotografii minunate. Mănăstirea Văratec este o mănăstire ortodoxă de maici, situată într-o poiană de la poalele munților, în comuna Agapia, fondată în 1785 de către schimonahia Olimpiada, sub îndrumarea starețului Paisie Velicikovski. Ansamblul cuprinde trei biserici, Adormirea Maicii Domnului, datând de la începutul secolului al XIX-lea, Sfântul Ioan Botezătorul, datând din 1844 și Schimbarea la față, 1847. La o distanță de 9 km de orașul Târgu Neamț, pe valea pârâului Agapia, se află mănăstirea Agapia, mănăstire ortodoxă de maici. Aici putem vedea Biserica Sfinții Voievozi, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, datând din secolul al XVII-lea. Mănăstirea a fost fondată în 1643 de către Hatmanul Gavril Coci, fratele lui Vasile Lupu. Între anii 1858-1861, Nicolae Grigorescu a realizat picturile bisericești. Mănăstirea este înconjurată de satul mănăstiresc, format din casele tradiționale țărănești ale maicilor, care se înșiră pe ulițe înguste. În apropiere se află casa memorială Alexandru Vlahuță. Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtină a Estului, este un complex monahal medieval situat în Gura Humorului, mănăstire ortodoxă ctitorită în 1488 de Ștefan cel Mare. Biserica este renumită pentru picturile exterioare și albastrul său eponim. Cea mai impresionantă este fresca judecății de apoi, care ocupă întregul perete vestic. Picturile datează din timpul domniei lui Petru Rareș. Legenda spune că Ștefan a construit mănăstirea cu hramul Sfântul Gheorghe în numai 3 luni și 3 săptămâni, ca mulțumire pentru victoria împotriva turcilor, la bătălia de la Vaslui. În pronaosul bisericii se află mormântul sihastrului Danil. Mănăstirea Humorului este o mănăstire ortodoxă construită în 1530 de marele logofăt Toader Bubuyog. Biserica mănăstirii are hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Gheorghe. Pe peretele vestic al naosului este zugrăvit domnitorul Petre Rareș și familia sa în calitate de ctitori ai bisericii. Pe peretele exterior sudic al pronaosului se află o pisanie scrisă în limba slavonă. Toader Bubuyog a construit odată cu biserica și chilii pentru călugări și ziduri înconjurătoare, potrivit obiceiului existent în acea epocă. Chiliile au fost reparate și reconstruite în secolul al XVIII-lea. În prezent, din aceste chilii nu mai există decât niște ruine, pe latura de sud și de est. În anul 1641, domnitorul Vasile Lupu a împrejmuit biserica cu ziduri de piatră și a construit un turn masiv cu rol defensiv. În orașul Gura Humorului mai putem vizita și alte lăcașuri sfinte, printre care se află și Biserica Sfinții Constantin și Elena, construită în 1862, ca și biserică armenească și devenind mai apoi biserică ortodoxă.
Totodată atrage atenția și catedrala Nașterea Maicii Domnului, impunându-se prin eleganța sa arhitecturală. Situată în inima orașului, Catedrala Sfânta Treime din Vatra Dornei surprinde prin arhitectura sa distinctivă și silueta impunătoare, emanând o prezență solemnă. Construită în 1532, Mănăstirea Moldovița se remarcă prin zidurile bisericii Bunavestire, pictate într-o nuanță vibrantă de albastru. Fresca este plină de simboluri și detalii, incluzând o scenă superbă cu asediul Constantinopolului. Aflată în comuna Vatra a Moldoviței, mănăstirea este una dintre vechile așezări călugărești, cu un trecut istoric glorios, iar originea ei rămâne învăluită în mister. Tradiția amintește de existența ei încă din timpul voievozilor mușatini, dăinuind până la sfârșitul secolului al XV-lea, când s-a prăbușit din cauza alunecărilor de teren. Voievodul Petru Rareș, fiul lui Ștefan cel Mare, dorind să continue existența mănăstirii, a construit actuala biserică cu hramul Bunavestire în anul 1532. Astăzi, Mănăstirea Moldovița rămâne o comoară a patrimoniului cultural și spiritual românesc. Mănăstirea Putna, ctitorită de Ștefan cel Mare, în secolul al XV-lea se înalță ca un simbol al spiritualității moldovenești. Biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului, arhitectural, reflectă influențe moldovenești, bizantine, gotice și renascentiste. A traversat secole de istorie, supunându-se unor distrugeri și reconstrucții, ultima restaurare având loc între 1961 și 1975. Este un lăcaș monahal creștin-ortodox și un important centru cultural, religios și artistic, situat la 33 de kilometri de orașul Rădăuți. În anul 1871, cu ocazia sărbătorilor de la Putna, pe atunci ducatul Bucovinei a fost supranumită Ierusalimul neamului românesc de către Mihai Eminescu. Incinta mănăstirii este completată de un muzeu mănăstiresc ce adăpostește comori și artefacte istorice. Printre cele mai valoroase obiecte se numără Tetra Evangheliarul de la Humor din 1473. Istoria mănăstirii Sihăstria Putnei își are rădăcinile în secolul al XV-lea, fiind fondată de un călugăr botezat Atanasie, ce s-a retras în munți și a fost urmat și de alți monahi. Biserica Izvorul Tămăduirii, sfințită în 2017, situată în acest complex, reflectă devotamentul contemporan prin arhitectura sa. Biserica Bunavestire, reconstruită pe amplasamentul vechii mănăstiri desfințate de Habsburgi în secolul al XVIII-lea, reprezintă un simbol al renăscutului angajament față de tradiția monahală și credința ortodoxă, viața monahală fiind reînnoită în anul 1990. La o distanță de circa un kilometru de mănăstirea Putna se află chilia lui Danil Sihastrul, o grotă săpată într-o stâncă de pe valea pârâului Vițău, în care a viețuit ca apostnic cuviosul Danil Sihastrul, sfătuitor al lui Ștefan cel Mare. Mănăstirea Sucevița, încheierea splendidă a seriei de mănăstiri din nordul Moldovei, secolele 15-16, se distinge prin ctitoria colectivă a familiei Movileștilor, boieri cu pretenții principare. Biserica cu hramul Învierea Domnului exhibă picturi viu colorate, remarcabile prin prospețimea paletei cromatice. Interiorul emană o eleganță ancestrală. Iconostasul cu influențe gotice, sculptat și pictat, datează din anul 1801. Mănăstirea, ce îmbină armonios elemente bizantine, moldovenești, gotice și muntenești, este situată în satul Sucevița, la o distanță de 18 km de municipiul Rădăuți.
Mănăstirea Bogdana, situată în Rădăuți, județul Suceava, este o mănăstire ortodoxă cu o istorie bogată. Biserica Sfântul Nicolae, ctitorită între anii 1359-1365 de Bogdan I, fondatorul statului feudal moldovean, este cea mai veche construcție bisericească de zid din Moldova. Aceasta a avut rolul de necropolă domnească. Biserica combină elemente romantice, bizantine și gotice. Restaurată și pictată de mai multe ori, ultima dată în 1880, biserica adăpostește moaștele Sfântului Ierarh Leontie. În călătoria noastră prin Moldova, am pășit în lumea plină de culoare și spiritualitate a mănăstirilor. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vom reîntâlni în următorul oraș european.